Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități. V-am regăsit, sunt Ioana Bruștan, avem o nouă întâlnire cu excelența în medicina românească. Suntem în acest moment într-un spațiu etalon pentru oftalmologia românească și nu numai, la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Militar Central din București. Este împreună cu noi doamna dr. Daniela Șelaru, medic primar oftalmolog la Spitalul Militar, secretar general al Societății Române de Oftalmologie și unul dintre cei trei angajați civili ai Spitalului Militar. Mulțumim că ne-ați primit. Nu ai Spitalului Militar, numai clinicii de oftalmologie. Numai ai clinicii de oftalmologie. Militar, că mai există angajați civili și în celelalte. Oricum sunteți secții. O minoritate interesantă. Și privilegiată. Am văzut, nu numai eu, noi cu toții, s-a vorbit foarte mult, nu cu multă vreme în urmă, despre un eveniment care a avut loc la Clinica de Oftalmologie. Este vorba despre o modernizare, despre o dotare cu aparatură de ultimă generație, conform, se spune, celor mai înalte standarde europene, a blocului operator. Bloc operator care, de fapt, există de multă vreme, dar acum a căpătat o față nouă. Așa este. Este un bloc chirurgical care s-a căznit de-a lungul a minimum 45 de ani de când există la standarde foarte înalte să rămână în topul științific și medical-chirurgical al specialității noastre. Și acum nu putem fi decât bucuroși și mândri, cei care lucrăm în această clinică, că în sfârșit dorința noastră de a ține pasul cu tot ceea ce înseamnă actualitatea prezentă și în viitorul foarte apropiat, pentru că nu pentru mult timp această dotare excepțională va fi valabilă, pentru că progresul trebuie să țineți pasul, este mult mai rapid decât cel biologic, dar în momentul de față, într-adevăr, ne putem bucura și lăuda că suntem în topul dotării unui bloc chirurgical destinat chirurgiei oftalmologice. Pentru că am spus și am repetat, Spitalul Militar ar putea, cei care ne ascultă, să creadă că, dacă nu sunt oameni care aparțin armatei, nu ne adresăm lor. Nici într-un caz. Spitalul Militar, în toate secțiile sale, a avut o deschidere extrem de largă pentru toate categoriile de pacienți. Niciodată nu a fost dedicat doar celor care lucrează în armată, familiilor lor, aparținătorilor lor, pensionarilor militari, din contră. Întotdeauna deschiderea a fost maximă, sigur că cu prioritatea normală, firească, pentru salariații militari activi sau deja trecuți în rezervă. Dar niciodată n-a existat o restricție de adresabilitate și cred că nu greșesc dacă spun că mai mult de jumătate, poate chiar 3/4 dintre pacienții noștri sunt de fapt civili și mult mai puțin militar, pentru că aceia, cu totul întâmplător, trebuie să fie sănătoși. Obligatoriu. Ei sunt supravegheați și în momentul în care au problemele, putem rezolva. Sigur că cu vârsta sunt și ei implicați în procesele fiziologice de îmbătrânire, dar în general ei trebuie să fie foarte sănătoși. Prioritatea este normală, foarte importantă este adresabilitatea. Sigur. Și este pentru toată lumea. Doamna dr. Șelaru are o experiență aici, în Clinica de Oftalmologie, de undeva care se apropie de 35 de ani. Deci, dumneavoastră știți toată istoria, cum s-a scris. Spuneți că ultima dotare de felul acesta, când s-au întâmplat lucruri asemănătoare la nivelul anilor respectiv, da, s-a întâmplat în anul 1999-2000. Deci în urmă cu circa 15 ani. Asta ar însemna că asta este perioada în care funcționează un nou tip de aparatură, de tratamente, da, de metode. În care fiabilitatea și posibilitatea de a le întreține la standardele inițiale, cam asta este. Poate că 10 ani ar fi durata maximă după care trebuie să-ți pui problema, să-ți reînnoiești sau să poți să menții în aceeași stare de funcționare aparatura ca să care în se reînnoiește din punct de vedere fizic permanent, pentru că este această emulație a companiilor care produc în tot timpul lucruri din ce în ce mai bune, mai ușor de utilizat și mai la îndemână atât pentru medic cât și pentru pacienți. Câștigi și timp, care este foarte important, că nu e același lucru să poți opera 5 pacienți sau 20 de pacienți pe zi în condiții corecte științific și e normal să ții acest pas. Dar eforturile financiare sunt deosebite și dorința noastră nu poate fi întotdeauna, din punctul ăsta de vedere, satisfăcută.
Spuneați că foarte nou și foarte bun și foarte important este sistemul operator cu laser. Da, nu este foarte nou, pentru că în țara românească îl avem, acest sistem de corectare chirurgicală a viciilor de refracție cu laser, excimer sau femtolaser, datează de cel puțin 15-16 ani. Noi am avut un astfel de sistem în Spitalul Militar care a fost viabil timp de 10 ani, din 2000 până în 2010, când a cedat fizic și am avut o perioadă de întrerupere a acestui tip de activitate chirurgicală, care acum se poate relua cu o aparatură de ultimă generație. Într-adevăr, dotarea noastră s-a făcut cu aparate care există în foarte puține locuri din Europa la ora actuală, iar în țară mai există un astfel de sistem doar într-o clinică privată din Sibiu. Deci nici măcar în mediul privat, nu se pot face, pentru că este o investiție foarte mare și chirurgia refractivă cu laser excimer, e bine de reținut acest lucru, este o chirurgie estetică. Este o chirurgie opțională la care pacientul dorește să acceadă din dorința esențială de a vedea mai bine și, dacă se poate, fără ochelari. Asta vreau să spun, ca să ne înțeleagă exact cei care ne ascultă, aceste operații de corecție a vicilor de refracție de fapt se referă la a corecta dioptriile pe care le ai și să nu mai porți ochelari după aceea. Sigur că da, există anumite limite dioptrice. Din păcate, sunt oameni care au vicii de refracție foarte mari, miopii care trec cu mult peste 10-15 dioptrii sau hipermetropii de proporții, care nu pot fi corectate prin această metodă, după cum nu la orice vârstă se pot face aceste intervenții. Este absolut obligatoriu ca pacienții respectivi să aibă un viciu de refracție deja stabilizat. Și asta se întâmplă după perioada de creștere, în general în jurul vârstei de 18-20 de ani, deci nu se face înainte de această vârstă. Și e cu totul alta atitudinea noastră la corectarea vicilor de refracție după 45 de ani, când apare presbiopia, o modificare a refracției care ține de îmbătrânirea fiziologică a ochiului și nu de un viciu propriu-zis de refracție. Și acest fenomen este progresiv cu vârsta, deci eu nu pot să operez un om la 45 de ani pentru viciul lui de refracție de la momentul respectiv și să-l asigur că continuă. Nu va mai purta ochelari la distanță, la calculator, până la sfârșitul activității sale sau până la sfârșitul vieții, fiindcă este un fenomen de îmbătrânire progresiv. Și la un moment dat, dioptriile se modifică. Ori aceste operații nu sunt concepute ca să le poți repeta la un interval de timp, fiindcă nu sunt chiar lipsite de complicații și de alte lucruri nedorite, pentru că cu vârsta nu avem la nivelul ochiului numai vicii de refracție. Apare cataracta, glaucomul se manifestă și el foarte des după 40-45 de ani, apar leziuni ale fundului de ochi pe care le tratăm cu totul altceva și nu este prioritară decizia de a nu mai purta ochelari. Prioritară este obținerea unei acuități maxime, indiferent dacă asta o facem cu ochelari sau cu cristaline artificiale, cu lentile implantate intraocular. Deci trebuie pentru fiecare pacient care îți dorește, care visează să nu mai poarte ochelari, să se stabilească, să-i acordăm un timp suficient pentru a-i examina ochii, pentru a apreciat ce refracție are și pentru a-i putea indica dacă este sau nu beneficiarul unei astfel de intervenții, repet, estetice, opționale, care nu îl face să vadă mai bine și nu îl pune la adăpost de alte afecțiuni care pot să apară în cursul vieții, ci pentru o perioadă de timp îl scutește de nevoia de a purta ochelari. Pentru că este opțională, pentru că este o operație cu scop estetic, indiferent că este în mediul de stat sau în mediul privat, ea se execută contra cost. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități. Haideți să mai lămurim, doamna doctor, încă un aspect. În momentul în care s-a vorbit despre momentul în care s-a dat în funcțiune acest nou bloc operator, ca să nu folosesc cuvântul inaugurare, momentul în care a devenit realitate modernizarea blocului operator, s-a vorbit despre transplantul de cornee, că această nouă aparatură ar face să crească numărul intervențiilor și că s-ar putea realiza mai multe operații mai ușor, mai bine, și sunt convinsă că lumea a dat năvală, ca să spun așa. Da, e adevărat, pentru că atât timp cât nu se furnizează o informație foarte corectă,
pacienții sunt derutați și ei trebuie să înțeleagă care este adevărul în legătură cu utilizarea acestei noi aparaturi și mă refer la laserul cu excimer, care ne permite nouă să recoltăm grefoanele de cornee de la ochii donatorilor în condiții foarte elegante și mult mai rapide decât cu metodele clasice pe care le folosim în continuare și sunt la fel de valabile cu trepanele cu care lucram până acum. Nu asta este problema pe care noi trebuie să o rezolvăm. Sigur că în momentul în care avem de făcut un transplant, alegem pentru fiecare tip și pentru fiecare pacient, dacă recoltarea grefonului o facem cu trepanele clasice pe care le foloseam până acum sau cu ajutorul femtolaserului. Problema majoră care rămâne în continuare, la fel de puțin rezolvată ca și până acum, este cea a donatorilor, pentru că noi nu avem încă o lege a transplantului în general și a transplantului de cornee validată corect în Parlamentul României. Nu putem folosi decât cornee de la donatori în moarte clinică cu acordul explicit al aparținătorilor de gradul 1 și care adresează acest acord Agenției Naționale de Transplant, agenție care patronează, guvernează recoltarea din serviciile de terapie intensivă unde există pacienți în moarte clinică. Din acest motiv, numărul de donatori este foarte mic. Deci este foarte mic. Intervenția cu laser este cea care ar rezolva această problemă, ci lărgirea bazei de donari. Schimbarea legislației în așa fel încât să existe obligația unui acord implicit, nu explicit, să se revină la posibilitatea pe care o aveam până în anii 2000-2002 de a recolta și de la cadavre în primele ore de la deces cu un acord al Institutului Medico-Legal care a existat întotdeauna. Și atunci numărul de donatori ar fi incomparabil mai mare și am avea la dispoziție cornee pentru toți solicitanții și nu am fi obligat să îi trecem pe liste de așteptare, liste de așteptare care se pot întinde la luni și chiar ani de zile, pentru că în momentul de față suntem singura clinică de oftalmologie din țară acreditată de către Agenția Națională de Transplant, fiindcă trebuie să fie acreditat și fizic ca dotare materială, instrumentală, dar să ai și dotarea umană, medicii care să specialiștii știe să poată practica acest tip de intervenții. Ori dacă se fac 70-80 de transplante, anul trecut a fost un an fericit în care am făcut aproape 100 de transplante pe an. Dar ce înseamnă 100 de transplante pe an la nevoile actuale ale țării noastre? Și câți oftalmologi poți să formezi la un număr atât de mic de intervenții pentru ca ei la rândul lor să poată și practica opera în continuare independent acest tip de operații, să se extindă numărul de clinici în care se poate executa. Noi am format de-a lungul anilor zeci de tineri specialiști care pot să facă această intervenție. Unii mai sunt în țară și sunt în poziții universitare deosebite, dar nu au material de grefat pe care să-l utilizeze și și-au mai pierdut din antrenament. Iar alții au plecat în alte locuri să lucreze și să lucreze în condiții mai bune, cel puțin din punct de vedere material. Este o mare problemă. A fost la un moment dat o perioadă de ani, cam prin 2005 până în 2010, când rezidențiatul ținea 5 ani de zile și erau rezidenți care poate vedeau 2-3 transplante în 5 ani. Nici nu se punea problema să fie ei antrenați ca să poată să le execute. Deci aici este o chestiune de timp. Dacă noi nu vom beneficia de o rapidă modificare a legii transplantului, se vor mai pierde niște generații de tineri care se formează acum, care greu vor putea fi învățați să lucreze și vor trebui să învețe după ce vor deveni specialiști prin eforturile lor de timp, de bani ca să se poată instrui. Dumneavoastră spuneați 100 de transplante pe an de anul trecut. În 2014 a fost cam anul cu cel mai mare număr de transplante pe care l-am făcut. Văd că de la un donator avem doi ochi, nu? Da. Nu, dar mă donatori au fost în jur de 50-60. Mă gândeam că am citit, pe lista de așteptare sunt cam 300 de oameni. Da, asta sunt chiar mai mulți. Ani de zile până la urmă, da. Din fericire, toți colegii
și care lucrăm în spitalul militar în momentul de față în clinica de oftalmologie, pentru că am lucrat în permanență cei cu experiență mai mare și cei tineri alături de noi, aceștia toți sunt capabili în momentul de față să facă transplante de cornee. Deci, practic, în clinica aceasta de oftalmologie sunt 9 medici specialiști și primari, toți acești 9 pot să facă transplante de cornee. Fiecare dintre ei are lista proprie de așteptare a pacienților care li se adresează, dar numărul de donatori este același. Acolo este, Acolo este problema. Deci nu faptul că putem recolta cornee cu femto, laser sau cu trepanele clasice pe care le utilizam până acum ne poate spori numărul pacienților pe care îi putem opera. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități. Oamenii folosesc în general, atunci când apreciază finețea, precizia, răbdarea, termenul de comparație cu un ceasornicar. Cum am putea să vorbim despre oftalmologi? Oftalmologia a făcut parte totdeauna dintre specialitățile chirurgicale pe care noi le numim de microchirurgie, adică chirurgie care se execută exclusiv sub microscopul operator. Deci da, este comparabilă cu finețea și cu îndemânarea și cu abilitatea unui ceasornicar, dar la fel se practică și neurochirurgia, la fel se practică și cofochirurgia. Trebuie foarte mare îndemânare, o manualitate deosebită, un antrenament deosebit, o răbdare deosebită și o pasiune până la urmă, pentru că sunt foarte mulți care doresc să facă acest tip de chirurgie și sunt suficient de realiști să-și dea seama că nu pot, sunt mai emotivi, n-au îndemânarea, manualitatea, răbdarea necesară, dar se poate învăța. Există la ora actuală și mijloace de antrenament electronice, se numesc simulatoare. Am achiziționat un astfel de aparat pe care rezidenții se pot antrena pentru ca să execute operații de cataractă, de pol anterior, de pol posterior și este mult mai civilizat decât să lucrezi pe ochi de animal, pe ochi de cadavre la Facultatea de Medicină și în orice caz nu pe ochii pacienților. Dumneavoastră, de ce v-a plăcut această specializare? Eu m-am hotărât să fac oftalmologie când eram în anul 5 de facultate și când oftalmologia se făcea cu adevărat, așa cum se cuvine, un semestru întreg cu cursuri, cu demonstrații practice și am avut un mentor de care m-am apropiat foarte mult, că există, ca în orice meserie, și afinitățile astea care te fac să mergi spre o specialitate sau alta. Și pentru că mama mea a fost întotdeauna mioapă și purtătoare de ochelari și era pacienta acestui confrate mai mare care m-a învățat oftalmologie, mi-a sugerat la un moment dat că ar fi foarte frumos să mă fac eu oftalmolog pentru ca să ajungă oamenii să nu mai poartă ochelari, să vadă bine, dar efectiv mi-a plăcut o specialitate chirurgicală și o specialitate microchirurgicală, mi s-a părut întotdeauna că mi se potrivește și am luat această decizie din anul 5 de facultate. Când am terminat facultatea și am devenit intern, lucru care astăzi nu mai există, am făcut 4 stagii de antrenament în oftalmologie și în momentul în care am devenit secundar în oftalmologie, eu deja știam foarte multe lucruri pentru ca să pot în cei 3 ani să mă formez ca un specialist capabil să facă orice intervenție chirurgicală la vremea respectivă. Dar pentru că noi am beneficiat de talentul de mentor și de curajul și de extraordinara deschidere pentru tot ce este nou a profesorului Olteanu, și pe vremea aceea în această clinică erau 7 medici titulari și 5 rezidenți secundari, cum se numeau atunci, vă dați seama ce volum de muncă și cât de ușor ne era să accedem la tratament medical și chirurgical. Astăzi lucrurile s-au schimbat puțin, suntem 9 titulari și 54 de rezidenți. E o diferență. E o diferență. Este mult mai greu pentru că altfel se formează 5 oameni pe lângă 7 corifei și altfel 54 pe lângă 9. Cum sunt rezidenții dumneavoastră în momentul acesta? Atât de mult se vorbește despre generațiile mai noi care nu mai sunt, poate, cum erau odată. Despre interes, despre implicare, despre capacitatea de a te dărui, de a depune eforturi.
Sunt, până la urmă, niște povești răutăcioase? Nu, nu sunt povești răutăcioase și eu, în general, îi întreb de ce și-au ales această specialitate și răspunsurile sunt foarte diferite și unele dintre ele descurajante. Unii își fac calcule că pot să-și găsească ușor un loc de muncă. Din păcate, mai mult în alte țări decât în țara românească, în care nu există grija ca pentru cei care devin specialiști în orice specialitate să li se asigure posturi pe care să le ocupe în momentul în care devin medici specialiști, nu mai discut de care este nivelul de salarizare a unui tânăr atât timp cât este secundar și după aceea tânăr specialist. Speranța pentru noi cei care odată, la un moment dat, am putea avea nevoie de un specialist în acest domeniu în viitor, când tinerii de acum, studenții, rezidenții de acum vor fi medici, este ca mulți dintre aceștia care poate și-au făcut calcule la început să ajungă să dezvolte o pasiune pe parcursul anilor. Fără discuție, anilor. Mulți dintre ei sunt serioși. Pentru că aici vine diferența. Ca formație, ca educație, ca genetic, dacă vreți, și sunt foarte perseverenți și chiar dacă nu sunt talentați, prin perseverență reușesc. Și sunt destul de mult din generația nu foarte tânără, să zicem generația medie, așa, celor între 35 și 45 de ani în momentul de față, care sunt foarte buni. Deja sunt foarte buni și avem încredere că vor merge înainte așa. Așa, totul este să li se ofere condițiile să rămână aici, să nu fie tentați să plece. Da, aceasta fiind mare problema sistemului. E foarte important ca sistemul să le ofere ceea ce trebuie și să îi poată atrage să lucreze și în altă parte decât în București, Timișoara, Cluj, centre marile universitare. Da. Cei care au avut curaj să pornească la drum în locuri în care n-au găsit dotarea din Spitalul Militar din București, ce au trebuit să pornească de la zero, dar cu perseverență, au fost sprijiniți acolo. Rezultatele sunt foarte bune și sunt destule exemple și eu aș sfătui pe toți tinerii să meargă în locuri virgine din țara asta, în care nu există în momentul de față specialiști oftalmologi, că vor fi sprijiniți de forurile locale, de primării, de cei care sunt în drept să îi poată sprijini și cu răbdare pot să facă lucruri foarte serioase și încet, încet pacienții să vină și spre ei, să nu fie toți polarizați spre centrele mari universitare. Unde probabil că la ora acolo, asta se adună foarte mulți oameni. Să ajungă acolo în momentul în care sunt cazuri dificile, cazuri care îi depășesc. Dumneavoastră a spus mai devreme că alegerea oftalmologiei până la urmă a pornit de la o poveste. Da, da, de la o poveste. De la o poveste. Toate lucrurile au o poveste și fără așa o poveste. Fără o poveste nimic nu este interesant până la urmă. De la acest vis de a putea ca oamenii să vadă toți foarte bine și să nu aibă ochelari, până la experiența de aproape 35 de ani într-o clinică de oftalmologie etalon în domeniu aici la Spitalul Militar Central din București. Aceasta este o declarație foarte bună de final pentru emisiune. Ați fost norocoasă. Am fost norocoasă poate pentru că am știut de la început ce-mi doresc, pentru că am simțit că pot, pentru că am avut curaj, nu mi-a fost lene și pentru că și astăzi învăț zi de zi lucruri noi și de foarte multe ori nu țin pasul cu mine tinerii mei colaboratori care obosesc mult mai devreme decât mine și n-au răbdare. Cred că trebuie foarte multă răbdare. Vor să sară etape. Vor ca din prima săptămână, din prima lună de secundariat, de rezidențiat, cum se numește acum, să facă ceea ce facem noi. Nu poți să imiți numai privind sau numai citind sau numai uitându-te pe internet sau pe Facebook. Trebuie să lucrezi cu mâna ta și cu răbdare, zi de zi, fără încetare. Și atunci reușești, dar să nu te plictisești. Cu siguranță cei care ne-au ascultat în seara aceasta nu s-au plictisit. Mă bucur că au putut să vă cunoască, mă bucur că am putut să vorbim despre acest bloc operator al Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Militar, nou, superdotat, cu aparatură de ultimă generație și să lămurim exact pe de altă parte și ce se poate și ce nu se poate face din tot ceea ce s-a spus la momentul în care el a intrat în funcțiune. Mulțumesc foarte mult pentru tot. A fost doamna doctor Daniela Șelaru, medic primar oftalmolog la Spitalul Militar și secretar general al Societății Române de Oftalmologie. Și pentru un an de zile, președintele Societății Sud-Est Europene de Oftalmologie, care include 18 țări din acest colț de Europa. Ne bucurăm că ne reprezentați acolo.
Am fost Ioana Brușdan, Răzvan Andrei și Claudiu Țigănaș pentru dumneavoastră în această seară. Mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, încercați să rămâneți neapărat sănătoși!